Vă întreabă doamna Irina, am o întrebare care pe noi, cetățenii moldoveni din diaspora, ne doare foarte mult. Știți deja problema drastică creată acum de câteva zile în privința polițele de asigurare medicină cu scrisorile venite acasă cetățenilor moldoveni cu sume enorme, ireale, de 15.000 de lei. În caz că dumneavoastră câștigați prezidențiale în 20 octombrie și deveniți președinte al statului Moldav, dumneavoastră promiteți că o să fie pedepsiți toți cei care au participat la această escrocherie în stat cu cetățenilor Moldovei, anume din diasporă, și că va fi modificată legea cu privire la această întrebare. Da. Domnul Gonț, în comparație cu celelalte partide care șed și dorm prin Parlament, eu astăzi, chiar cu echipă, fiind implicată în munca în campania electorală în țară, noi deja avem un proiect de lege, discutirea obligativității plată pentru polița medicală pentru cei care dețin teren agricol, excluderea alineatului A, punct 1, din anexa numărul 2, a legii LP 1593/2002, pentru a scuti de plată contribuțiilor la asigurările medicale a proprietarilor de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract. Înțelegeți? Eu deși consider că ei nu scutăți acasă. Doamna Nimerencu a ieșit încă primăvară, dacă nu știu, zis că nu e adevărat, că nu o să fie și așa mai departe. Am în campanie electorală, zalet după zalet care îl fac ei. Deci asta demonstrează faptul că ei nu doar că nu pot construi ceva pentru țară, a produs ceva, dar ei nici nu sunt în stare ca să salveze măcar ratingul lor politic personal.